Bună, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Monica Ostașuc, iar astăzi facem vlog. Este sâmbătă, este ora 12 la prânz, nu știu cum, dar mereu sâmbătă mă ia cheful să fac vloguri. Și sunt în bucătărie pentru că astăzi o să facem un vlog puțin diferit de cele cu care v-am obișnuit până acum, pentru că astăzi vreau să fac banana bread. De dimineață am fost până la Pepco și am luat câteva chestii mărunte, cum ar fi această pereche de botoșei, nici nu știu cum să o numesc, de papuci de casă pe care o să-i port pentru că eu umblam cu aceștia și mi-e cam frig, așa că... Oh, super! Arată bine! Au și urechiușe. Probabil le voi tăia cât de curând pentru că nu suport chestiile de genul acesta. Da, ce mi-am mai luat? Oh, țin și cald, doar că cam sună la când calc pe ei. Cântă! Mi-am luat două perechi de mânuși, una pe gri și una pe negru, pentru că aici în oraș mânușile mele sunt la țară și aici chiar nu am mânuși, iar vremea s-a răcit și cred că o să încep să le folosesc. Cred că perioada asta toată lumea se va feri de răcel. Dacă până acum eram, și dacă răcesc ce? Îmi fac imunitate, acum nu o să mai fie așa pentru că toată lumea o să fie atentă. Mi-am luat și hârtie de copt, nu de la Pepco, dar am intrat și mi-am luat hârtie de copt pentru banana bread, pentru că eu nu am hârtie de copt aici și, ca să vă fiu sinceră, nu prea am nici ustensile, adică nu am bol, nu aveam tăvi pentru cuptor, pentru că aici nu prea gătesc. În principiu gătesc la țară și am cuptor, funcționează, am mai făcut la el niște legume, niște cartofi la cuptor, niște carne, de-astea, mâncăruri consistente, dar nu prea am făcut deserturi. Și mi s-a făcut poftă de banana bread, eu am mai făcut odată, cu ciocolată, cu nuci și a ieșit super bine. Stați așa să scot, mi-am luat provizii de semințe! Yeah! Nici nu știu dacă mă văd. Văd ce arăt? Nu văd. Îmi plac tare mult acestea, să nu mai foșnesc atât, aceste semințe sunt din Profi și sunt preferatele mele, sunt foarte bune. Nu sunt de alea mari și tari pe care abia le decojești, sunt crocante, sunt prăjite foarte bine și sunt sărate. Sunt foarte bune. Ok, să văd ce mi-am mai luat. Da, mi-am luat pastile, ca de obicei, mi-am luat niște calciu, vitaminele pe care eu le iau de obicei și pe care trebuie să le iau pe perioadă lungă pentru cap, se numesc 5-HTP și Migrosan, deci asta este ceea ce eu iau constant, adică zi de zi de zi. Așa, și am luat niște dopuri de urechi, deși eu am avut... vreo 3 ani la rând, cât am fost la facultate, am folosit dopuri de urechi. Stați așa să și scot unul să vă arăt. Și, nu știu, din ce am citit eu, am înțeles că nu prea e recomandat să stai cu dopuri de urechi, deși la mine, eu sunt genul de om care se trezește la orice mic zgomot pe care îl aud și dopurile de urechi chiar mă salvează și îmi dă un somn liniștit. Adică eu dacă îmi pun dopurile de urechi, am un somn liniștit toată noaptea. Dar am înțeles că nu prea e bun, pentru că nu se aerisește creierul, nu se oxigenează și nu știu. Scrieți în comentarii, voi ce știți, e bine să folosim dopuri de urechi doar ca seară. Vecinii de sus sau dintr-o parte, nici nu știu, deci cumva... Nu știu, când fac zgomot, nu știu exact de unde se aud, pentru că și cei de sus au copii, și cei de jos, și cei dintr-o parte. Adică sunt familii cu copii și, nu știu, aseară era ora 10, mă așteptam să termine gălăgia și n-au terminat. Cred că până la 12 și eu efectiv nu mai știam cum să fac. Nu aveam dopuri de urechi, pentru că eu am încetat să le mai folosesc o perioadă. Și aseară am zis, no way, trebuie să merg la farmacie, trebuie să cumpăr dopuri, că nu mai rezist. Și mi-am luat așa dopuri.
Nu știu dacă se vede, stați așa să văd. Nu se vede, clar că nu se vede. Logic că nu se vede. Pentru că eu nu văd ce filmez. Focalizează mâine. În fine, înțelegeți, sunt dopuri de urechi din silicon. Astea sunt cele mai bune din ce am probat eu. Și nu știu, am să văd, am să mă feresc să le feresc, dar am să mă feresc să le folosesc. Am zis am să mă feresc să mă feresc. Clar, clar, se vede că nu am dormit bine azi noapte. Și, dar totuși, în situații de criză, măcar 2 ore pot să le folosesc, că după aia încetează și ei să mai facă zgomot. Totuși nu cred că am lumină prea bună acolo, o să vin aici să vă arăt ce am. Am luat acest ulei de sirop, de fapt, e sirop de cătină. Am înțeles că este foarte bun. De la Steaua Divină, ăștia, firma aceasta, brandul acesta, fac și uleiuri esențiale, care sunt foarte bune și au mai multe produse destul de bune. Am mai încercat de la ei chestii, n-am încercat niciodată acest sirop de cătină. Cred că n-am băut niciodată sirop de cătină. Am băut cătină ca atare, culeasă de către tatăl meu din pădure și pusă cu miere. Este foarte bună pentru sănătate și este bună pentru imunitate. Și acum, pentru că nu am cătină în formă pură, am zis să iau un sirop de genul acesta pe care o să-l beau în fiecare zi câte o lingură, două pe zi. Și este bine de păstrat la rece, pentru că este cumva făcut la rece, nu mai știu exact cum mi-a zis tipa de la farmacie. Ok, și cam atât în această pungă, iar aici, că eu când fac vlog, las tot, arăt chestii pe cameră și pe toate le las împrăștiate. Ok, stați așa că nu pot să scot, așa. Și pentru că v-am spus că aici nu am tăvi, nu am nimic efectiv cu ce să gătesc, și vreau să fac banana bread, nu mai am răbdare să mai stau, să merg acasă, să merg la țară, să iau tăvi. Așa că am cumpărat din Pepco, am vrut ceva, niște tăvi ieftine, n-am vrut cine știe ce, sunt din tablă. Așa arată, în care se poate face banana bread, pentru că sunt tăvi de chiec, de cozonac și din Pepco. Am dat 4 lei pe o tavă, deci 8 lei pe 2 tăvi și în asta o să fac. Am hârtie de copt, practic sunt pregătită. Poate să vină războiul, eu sunt pregătită. Și mi-am mai luat un bol, tot din Pepco, acesta, pentru că nu prea am așa boluri din plastic. Aoleu! Bun, și ne apucăm de treabă, nu? Eu stăteam relaxată pe pat și mi-am dat seama că cam pierd vremea și că ar fi cazul să filmez un vlog. Ia uitați ce făceam eu. Am devorat o ciocolată. Mi-a fost poftă de ciocolată Laura. Nu știu de ce. Uneori mi se mai face poftă de această ciocolată. Place că este umplută. Și Lotto mâncam. Acesta îmi place. E foarte bun. Și stați așa să vă arăt un secret de stat. Nu știe nimeni despre el. Deci nimeni. Ce vă arăt eu acum este absolut secret total, da? Deci nu mai spuneți la nimeni. Aici, la pat, am, tada, tot felul de dulciuri pe care le țin în sertarul de la pat, da? Deci așa se face, asta este șmecheria. De ce fac asta? Pentru că de cele mai multe ori mi se face poftă să mănânc ceva bun când sunt în pat, logic. Te uiți la un film și vrei ceva bun. Și pentru că atât de mi-e lene să mai merg la bucătărie să-mi iau ceva, le țin aici. Dar mai este un motiv pentru care le țin aici, ca să nu vadă nimeni, să nu știe nimeni de ele și să pot să mănânc eu. Glumesc. De obicei împart și cu alții. Și avem aici, stați așa, să vă prezint sertarul patului. Ăsta este secretul nostru, da? Să nu mai spuneți la nimeni. Nici nu știu dacă mă mai aud bine, că microfonul ăsta se cam strică. Mi-am comandat un alt microfon, trebuie să vină. Deci am așa. Am fursecuri Mirca, astea sunt preferatele mele, deci nu stau în casă fără aceste fursecuri. Ciocolată, ia uitați câte am. 2 o să le folosesc. Stați așa că 2 trebuie să le iau, să le folosesc la banana bread. Și cu 2 mai rămân. Alune. Kinder.
chips de pui, bineînțeles, ăsta ne place. Cornuri, croasante, semințe, tot de acestea. Marca aceasta pe care eu o mănânc, asta este Punga Mare. Deci am provizii de semințe. Și mai am un chips cu pui picant. Este foarte bun, este pui la cuptor și e foarte bun. De la Chio, bineînțeles. Bun. Dar haideți să ne apucăm de treabă. Pregătesc totul în bucătărie și vă arăt cum fac banana bread. Bun, am pregătit totul pentru banana bread. Eu fac o cantitate mai mare pentru că o să fac două tăvi. Nu prea îmi convine să fac o singură tavă. Pentru că, oricum, aceleași ingrediente, timpul de preparare este același, așa că prefer să stau puțin mai mult în bucătărie, dar să știu că fac două tăvi deodată. Am pregătit aici, o să vă arăt și vouă ingredientele. Avem așa, cum să începem. Ne trebuie pentru două tăvi, da? Deci pentru această cantitate am pregătit tăvile. Le-am pregătit cu hârtie de copt. Nu prea îmi place hârtia de copt, dar n-am știut că este de aceasta. Cred că nu era alta. Pentru banana bread avem nevoie de 500 de grame de făină, 100 de grame de unt, 4 ouă o să folosesc, 2 ouă vă trebuie dacă vreți să faceți doar o singură tavă, eu cum vreau să fac 2, îmi trebuie 4 ouă. Banane, bineînțeles, în general vă trebuie 4 banane mai mari, dar pentru că eu am aceste banane mici, astea sunt deja foarte coapte și am zis că să trebuie să le folosesc, deci am așa 2 banane medii și 4 banane foarte mici din acestea. Oricum, mie îmi place să fie cât mai multă banană. Ciocolată puneți după gust. Rețeta zice că... Stați că mi se duce ouul la vale. Vrea să fugă, săracul. Rețeta zice că vă trebuie 100 de grame de ciocolată. Aceasta are 100 de grame. Eu nu știu. Probabil voi folosi 150 de grame după gust. Asta este după preferință. Nu ca la fel, este după preferință. Puteți să puneți nuci sau puteți să nu puneți. Eu o să pun totuși nuci, dar nu foarte multe. Nu știu, să zic așa vreo... Cred că o să le pun pe toate câte sunt aici. Nu știu câte ar putea fi. 50 de grame, să zicem. Poate 70, cam așa. Zahăr vanilat. O să folosesc un plic de zahăr vanilat. Care are 50 de grame. Și nu cred, nu știu, o să văd cum o să fie după gust. Nu cred că o să mai folosesc și zahăr normal, pentru că nu vreau să iasă foarte dulce. Oricum, bananele sunt dulci, ciocolata e dulce, așa că este suficient, după părerea mea, doar un singur plic de 50 de grame de zahăr. Dar o să vedem. Un praf de copt, care are 10 grame, o esență de lămâie, cred că este, puteți folosi orice esență, și lapte. La fel, nu știu ce cantitate să vă zic că trebuie de lapte, pentru că totul este, eu totul fac după ochi. Da, și aici este sucul meu. Am beau suc de mere, natural. Da, și să ne apucăm de treabă. Și încă o chestie. Bineînțeles, aveți nevoie de un singur bol în care vom amesteca toate. Nu am mixerul la mine și mi-e un pic ciudă pe treaba asta, pentru că ar fi ieșit mult mai repede cu mixerul, așa că, și nu am nicio lingură adecvată, ca să vă imaginați că aici în bucătăria asta nu prea am mare lucru, pentru că nu prea gătesc aici. În principiu când gătesc, gătesc la țară și acolo am toate ustensilele, dar o să folosesc o lingură normală, o să amestecăm, asta este situația. Și aveam acest iaurt, e posibil să-l pun, mă gândesc că o să iasă super delicios, pentru că este iaurt cu ciocolată. Putem să-l punem sau nu? O să văd. Dar chiar mă bate gândul să-l folosesc. Înainte să ne apucăm de treabă însă, vreau să vă arăt sucul de mere. Pentru că, să vă arăt cum fac eu sucul de mere. Am așa o pungă. Bine, am mai multe pungi la țară, dar aici mi-am luat o pungă. Este suc natural, da? Deci, practic, ce facem noi? Așa arată punga. Cred că are 5 litri. Și noi adunăm merele de la țară și pentru că nu avem ce face cu ele și în beci se strică, dacă le depozitezi undeva la fel, se strică, degeră, dacă le pui în beci iarna îngheață. Și cea mai bună variantă pe care am găsit-o până în momentul de față este să adun mere, saci cu mere din livadă și să le duc la un centru în care se presează merele și ies suc natural. Deci ei nu adaugă altceva decât merele pe care le aduci tu.
Și bineînțeles, plătești pentru acel procedeu, doar că, așa, cum v-am arătat eu, în pungi de genul acela, rezistă foarte mult timp. Deci rezistă și 6 luni și un an de zile. Și bine, dacă pungile sunt închise, când desfaceți punga, să zicem că stă cam 2 săptămâni dacă o țineți la frigider. Dar este foarte bun și este suc natural. Și noi toată iarna bem practic suc natural, făcut de cu merele noastre, practic, și este foarte sănătos. Bun, asta am vrut să vă zic, să trecem la treabă. O să pun aici camera pe trepied, să focalizez mai bine. Cred că așa. Ok. Stai că nu știu exact ce trebuie să fac. Nu știu exact, cred că o să mă uit la Jamila prima dată și apoi o să mă apuc de treabă. Eu știu în mare cam ce trebuie să fac, dar ca să fiu sigură că respect rețeta cât de cât, să nu iasă chiar o harcea parcea, o să mă uit puțin la Jamila și revin. Ok. Logic era că trebuie să decojim bananele și să le pasăm. Sper că voi vedeți bine. O să dau ăsta mai așa, ca să vedeți. Ok. M-am spălat pe mâini înainte să mă apuc de treabă. Nu le pasăm chiar foarte bine, pentru că mie îmi place, de exemplu, când găsesc bucăți mai mari de banană în banana bread. Practic este un chec, este o rețetă de chec cu banane, ciocolată și nuci. Asta este pe scurt. Puteți să preîncălziți cuptorul înainte să vă apucați. Eu nu-l preîncălzesc pentru că cuptorul meu se încinge foarte, foarte repede și îi dau drumul chiar cu puțin înainte să pun totul la cuptor. Avem aici bananele pe care le-am făcut piure. Și ne apucăm de compoziție. Am topit untul. Voi puteți folosi și ulei. Nu este neapărat să folosiți unt. Puteți folosi și margarină. Bineînțeles că iese mai bun cu unt, dar se poate adapta rețeta. După ce am topit untul și am adăugat zahărul, atât cât am adăugat noi, punem ouăle. O să rup un șervețel pe care să pun cojile. Așa. Eu pun 4 ouă să iasă mai bun. Cu cât folosim mai multe ouă, cu atât iese mai bun. Ok. Sunt ouă de țară, ouă de la țară și sunt foarte bune. Sunt galbene, nu sunt albe ca cele cumpărate. Amestecăm. Un pic par că nu prea știu ce fac aici, însă este din cauza că și filmez și am grijă să se și vadă pe cameră și pentru că nu văd dacă se vede bine sau nu, tot trebuie să mă uit. Și de asta sunt așa un pic cu atenția în toate direcțiile, dar ne descurcăm. Adăugăm ingredientele uscate. Făina. Vă spun sincer că eu nu cântăresc făina când o pun. Punem așa după ochi. Dar trebuie cam 500 de grame. Cam așa. Oricum o punem și mai vedem. Mai adăugăm ulterior. Adăugăm și praful de copt. Și esența. Și amestecăm. Cu furculița văd că amestec mai bine decât cu lingura, la început cel puțin. Trebuie să adăugăm laptele. Laptele nu știu cât să vă zic, tot cam 500 de grame ar trebui de lapte. Stați așa ca să și vedeți. Deci adăugăm. Trebuie să iasă o compoziție destul de fluidă, adică nu trebuie să iasă un aluat tare. Cam atât, cred, dacă nu vom mai adăuga.
chiar dacă nu aveți un mixer, așa cum nici eu acum, în momentul ăsta nu am, tot va ieși ceva, pentru că la început pare că face cocoloașa aluatul, compoziția, dar dacă amestecați bine și cu insistență, după aia își revine și compoziția. Trebuie să-și revină, nu are încotro. Mai bea o gură de cafea. De mere, de suc, doamne. Am zis cafea, de suc. De mere, așa arată sucul pe care tocmai vi l-am arătat. Că îl țin în frigider. Delicios. Și bineînțeles că adăugăm bananele. N-am amestecat destul. Mai trebuie să amestec, doar că o să adaug și bananele. Ok. Tot am grijă să se vadă și la cameră cum adaug bananele. Și amestecăm. Amestecăm bine, să fie o compoziție destul de lichidă și fluidă, aproape ca cea de la clătite, dar nu chiar. Ok, compoziția este aproape gata. Cam așa va trebui să arate. Dar eu o să mai adaug și niște iaurt cu ciocolată. În rețetă nu este acest iaurt, doar că eu, dacă tot îl am, cred că o să dea un gust mult mai bun compoziției. Ok, este iaurt cu ciocolată încorporată și o să punem așa cam jumătate. Este foarte bun, este iaurtul meu preferat. Și este și foarte dulce. Ok. Compoziția este gata. Pregătim acum, o punem deoparte și pregătim nucile și ciocolata. Eu o tai pur și simplu. În bucăți mai mari, pentru că îmi place să simt bucățile de ciocolată în banana bread. Și o tăiem așa. Puteți folosi, bineînțeles, orice tip de ciocolată doriți. Mie îmi place aceasta foarte mult. Delicios. Adăugăm în compoziție. Pregătim nucile. Nuci puteți pune după gust. Puteți să le puneți chiar așa cum sunt ele, eu le mai tai puțin ca să nu fie bucățile foarte mari. Dar ideea este să le mărunțiți puțin, să nu le puneți chiar așa mari. Nu știu dacă o să pun tot, cred că ajunge. Amestecăm. Cât să se încorporeze foarte bine. Puh, am obosit. Mai pun nucile astea și cred că o să mai adaug și două linguri de zahăr, pentru că am gustat și nu este foarte dulce. Și apoi o băgăm la cuptor. La cuptor va sta cam la 160 de grade, cam o oră. Să vă arăt și compoziția. Cam așa e. E destul de multă compoziție pentru că este pentru două tăvi. Și le vom pune aici. Așa arată. Și deasupra puteți decora cu ce vreți, în principiu cu banană și ciocolată.
Eu voi tăia această banană și o voi pune deasupra. Sper să nu se ardă, dar încercăm. Ia, uitați ce urât este afară. Vine ploaie și este foarte răcoare. Gata, le-am scos de la cuptor. Ia uitați ce bine arată. Foarte bine s-au copt. Și este și foarte delicios, am gustat așa un colț, doar că trebuie să aștept să se răcească. Ia, uitați cum se vede ciocolata și banana. Delicios! Cam atât pentru astăzi, dragilor, sper că v-a plăcut, sper că ați gătit cu mine sau măcar o să încercați rețeta de banana bread. Este rețeta clasică, deci nu am inventat eu luna, așa se face banana bread, dar am zis să fac și eu, adică să filmez dacă tot o fac, ca să fie și pe acest canal această rețetă, să vedeți cum am făcut eu banana bread. Sper că v-a plăcut! Afară deja s-a întunecat, vremea este foarte urâtă, nu știu dacă o să mai ies, intenționam să ies să mă plimb, dar cel mai probabil voi sta în casă, pentru că oricum am ieșit astăzi destul de mult pe afară, m-a și plouat. Și cam atât. Eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut, să scrieți în comentarii dacă o să încercați și voi rețeta asta sau dacă chiar ați gătit cu mine, cum v-a ieșit. Eu vă mulțumesc mult și kisses! Every change has a reason.